Postul șef al Inspectoratului Județean de Jandarm Călăraș, generalul în rezervă Marian Stoica, a fost numit în funcția de prefect al județului. Guvernul României a aprobat în data de 6 ianuarie încetarea exercitării cu caracter temporar în condițiile legii a funcției publice de prefect al județului Călăraș de către George Iacob și numirea lui Marian Stoica în funcția rămasă vacantă. Subprefectul Mihaiță Beștea nu a fost schimbat din funcție.